În Republica Moldova, averile acumulate prin acte de corupție vor putea fi confiscate. Un proiect de lege în acest sens, privind confiscarea extinsă, a fost votat de Parlamentul de la Chișinău. Conform defapt.ro, dacă în prezent confiscarea extinsă poate fi aplicată doar dacă persoana este condamnată și bunul respectiv constituie un obiect al infracțiunii pentru care a fost condamnat, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor propuse, vor putea fi confiscate și alte bunuri dacă va exista o diferență dintre veniturile legale și averea deținută de către persoana condamnată, explică ministrul Justiției pe Facebook. El a spus că acesta este un prim pas făcut pentru activarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracționale în folos statului. Urmează și alte inițiative legislative în acest sens, astfel încât să fie posibilă confiscarea tuturor averilor dobândite în mod fraudulos. Avem suficienți funcționari care au muncit toată viața în instituții ale statului, dar dețin averi de milioane, multe dintre ele fiind înregistrate pe membrii familiei, rude sau persoane terțe, a mai explicat demnitarul de la Chișinău. Potrivit proiectului aprobat de Parlament, codul penal va fi completat cu două alineate noi. Modificările vor prevedea posibilitatea de confiscare a bunurilor care au fost transferate de condamnat către terți pentru a evita confiscarea, precum și confiscarea bunurilor în absența acuzatului, în cazul decesului sau în cazul în care acesta nu se prezintă în instanța de judecată. Inițiativa legislativă a fost susținută de 57 de deputați. Parlamentul urmează să voteze proiectul și în lectura a doua, explică agora.md, citat de defapt.ro.